cool. E tot Dacia. Start în proba de inteligență tehnică și creație. Pe șoselele țării a demarat triumfal, cu un an mai devreme decât se prevedea, primul autoturism românesc. Pe benzile de montaj se încheagă într-o cadență de 1 la 12 minute autoturismul românesc Dacia 1100. Dacia este și tot ce a fost mai frumos și tot ce a fost mai urât din viața noastră. Ce familie nu și-ar fi dorit să strângă bani la borcan, vindea borcane, strângea bani în alt borcan și își cumpăra o Dacia. Tot blocul ieșea afară, ăla și-a luat Dacia. Din clipa aia viața lor se schimba. Dacă aminte când am cumpărat prima mea mașină, nici nu aveam somn seara. Mă uitam, măi, zic, dacă umblă cineva la mașină, dacă îmi face, dacă... Îmi aminte cum era cu tot felul de antifurturi. Da, 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 cu treburi de genul ăla. Și eu mi-am pus antifurt la capotă. Bine, aia erau, hoții erau și copii mici pe vremea aia față de hoții de acum. Da, da, da. Acum e dezastru. După revoluție am avut libertate mai multă. Prețurile au cam crescut, toate au evoluat și pot să spun că în ziua de azi, dacă aș lua-o de la început, n-aș putea să-mi cumpăr și apartament și mașină și tot ce am nevoie cu salariile care le luam acum. Să mergea și în concediu. Și îmi permiteam în fiecare an să plec la mare, iar vara plecam la munte, stăteam la hotel. Acum, după revoluție, am mai plecat la munte cu cortul, în natură. Și o oboseală, dar nu puteam să mai mă încălzesc. M-am blocat și cu un plovăr. E bine? Foarte frumos. Așa va fi culoarea. Aici va fi cu negru și geamurile le fac altfel. Nu pot să le fac așa. Am avut probleme cu ea. A fost foarte bun. Așa e omul. Cred că sunt la bătrâneți să ieși ceva mai bun. Am luat un loc de la asta părut acum. Suflete, spune-mi mie ce-ai pățit. Ba ești trist ca fece și nu știu de ce. Nu te văd eu, suflete, ai slăbit ca fulze. Ce-ai făcut cu somnul și cu nopțile? Asta am zis numai cu piesele ei originale. E minunat schimbat, de cât buci de cauciuc. În special direcția merge ușor, parcă e cu sistemul direcție, poate ar fi asta cu